Infecțiile urinare sunt boli ale căilor renale cauzate de prezența în urină a unor germeni microbieni, a toxinelor eliminate de microbi și a toxinelor de proveniență alimentară sau medicamentoasă. Cel mai frecvent tratament este antibiotic, însă în formele ușoare se pot utiliza cu succes diferite antiseptice urinare. Indicat este ca pacientele să facă urocultura înainte de a-și administra orice medicament, fie el antiseptic urinar, fie antibiotic. Suplimentar la tratamentul cu antibiotice se recomandă medicamente pentru diminuarea durerii din infecția urinară. De asemenea, se poate folosi o pernă electrică caldă. În timpul tratamentului este bine să se evite fumatul, principala cauză cunoscută a cancerului de vezică urinară. De luat în calcul este și fitoterapia, care se bazează pe plante cu efecte antiseptice, diuretice, antiinflamatoare, calmante și antispastice. În majoritatea cazurilor, atât fitoterapia cât și aromoterapia cu uleiuri eterice s-au dovedit superioare tratamentelor cu antibiotice și substanțe de sinteză chimică. Dacă bacteriile nu sunt distruse complet, sunt posibile reveniri ale infecției și de aceea tratamentele sunt de lungă durată și solicită răbdare din partea pacientului. Contra infecțiilor urinare se recomandă frunze de merișor, afin, flori de soc, sulfină, mușețel, lavandă, cimbrișor, sunătoare, muguri de pin, plop, semințe de pătrunjel sau de in. Consumați un pahar de suc de merișor sau un supliment ce conține extract concentrat de merișor zilnic și se pare că va scădea incidența unei infecții urinare, având ca mecanism scăderea aderenței bacteriei E. coli la pereții tractului urinar. Puteți preveni apariția unei infecții urinare dacă mențineți o igienă intimă exemplară, consumați o cantitate mare de lichide, mai ales apă plată, urinați imediat ce apare senzația, evitați produsele igienice și cosmetice potențial iritante, dar și alimente picante sau cafeaua.